Fostul golgheter al FCSB-ului consideră că CFR s-a întărit foarte mult și va redeveni un adversar de temut, mai ales după revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică. Felicitări celor de la FCSB! Au dominat tot campionatul și au meritat pe deplin câștigarea titlului. Era și timpul. Sezonul următor cred că va fi mult mai greu. CFR s-a întărit. A venit înapoi Dan Petrescu, au luat și jucători buni. Rapid a băgat mulți bani, Craiova la fel. Va fi un campionat strâns, dar tot FCSB o să fie favorită, a spus Bogdan Stancu pentru Sport pe Surse. Bogdan Stancu a fost unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-a avut România în ultimii ani. Plecat în anul 2011 de la FCSB, fotbalistul a petrecut mai apoi 11 ani în Turcia, iar acum s-a retras în București și se bucură de timpul petrecut alături de familia sa. Întrebat despre viitorul său, a spus că vrea să continue în fotbal. Motanul nu își dorește, cel puțin pentru moment, o carieră ca antrenor. Însă vrea să fie impresar sau director sportiv în cadrul unui club. Am dat un examen pentru agenți FIFA săptămânile trecute, dar îmi doresc să fac și cursul pentru director sportiv anul viitor, ne-a spus Bogdan Stancu. În vara anului 2008, FCSB le plătea celor de la Unirea Urziceni suma de 2 milioane de euro pentru aducerea lui Bogdan Stancu, unul dintre cei mai promițători fotbaliști din România la acea vreme. Ulterior, atacantul avea să plece de la formația roșalbastră 3 ani mai târziu, la Galatasaray, pentru suma de 5 milioane de euro.